Bun salutare tuturor, numele meu este Diet și astăzi ne găsim, băieți, la primul episod din sezonul numărul 2 din frumoasa noastră carieră fantastică cu Atana Strică. Îi băgăm direct la un antrenament. Apoi să vedem care este situația, băieți, pentru că avem o problemă. N-am primit până acum nici, dar nici măcar o ofertă. Și la cât de buguit e jocul ăsta, mai bine știți cum face, mai bine ne băgăm direct. Discutăm, spune domn patron, eu nu mai vreau să mai fiu pe lista transferurilor, să accept. După care zic, ba nu vreau înapoi la lista transferuri. Face 77 OVR. Facem un OVR frumușel acolo, băieți. Un OVR numai bun. Ne anunță și mai probabil aici de turneul nostru amical. Înaintăm, avem mari meci cu Oaia Creștină. Nu mai suntem prinsa transferuri, dar fier din nou să fim băgați. Vom simula aici măreața partidă. Vedem că avem parte și de o victorie. Încă nu ne se zice absolut nimic. Simulăm între. Încă o victorie, totul este bine frumos, tot nimic, tot nimic. Hai că ne bagă pisa transferuri dacă îi. Ne mai băgăm încă o dată și încă o dată, mai avem încă o partidă. Hopa, aici mă anunță mai frumușel, simulăm. Pierdem la penalturi, nu ne interesează absolut deloc de turneul acesta amical. Suntem înapoi adăugați pisa transferuri, în realitate facem 17 ani. Dar noi na, facem 19, că FIFA 21, avem 17 ani și suntem înapoi pe listă. Și haideți, băieți, primim oare vreo ofertă? Avem debutul nostru în noul sezon cu Botoșani. Dar ce mă interesează pe mine este o ofertă. Avem, mamă, cu Celtic am picat, băieți, mamă. Va fi destul de dificil. Îi dăm un quick sim direct. Nu ne interesează prima partidă. Ne axăm pielele noastre. Ba, eram deja reușit să marcheze primului gol. Sperăm să primim oferta. Opa, oprim. Ce se întâmplă? Am reparat jocul, băieți. A reparat jocul. Primim prima noastră ofertă. Prima noastră ofertă. Să vină ploaie de la PSV. Doamne, să urmăm oare drumul lui Ronaldo Grasso Brasileno? Tac, PSV ne întreabă dacă vrem în Olanda. O primă întâlnire, 15.000 de euro pe săptămână. Dar considerăm că suntem un atacant mult mai bun de atac. Considerăm că suntem un atacant mai bun și putem face față unei echipe mult mai bune. Haideți să simulăm și această partidă acum cu gaz metan. Vreau o ofertă mai blană totuși. PSV e mai slăbus. Marcăm și primul nostru gol de Ligante din România. Două apariții, un gol. Este perfect. Hai băieți, hai. Aia a fost, am primit și noi ofertă și s-a dus. Simulăm din calendar, spunem domn patron, domn antrenor. Vreau puțin să fiu liber astăzi. Și eu zic băieți să ne luptăm, să facem o partidă extraordinară. Mare meci cu Celtic, în momentul de față, Celtic. Observ în momentul de față ceva ce mă deranjează. Vreau să verificăm situația la echipă, cei mai buni jucători. Băi, băieți, avem ceva mici problemuțe, voiam să verific acum situația. Deci, Andrei Ivan, Colic, portarul și Cicăldăus, plecați de la echipă. Ha, și ne dorim și noi să plecăm de la această echipă, vom face altfel. Sau nu știu, nici nu știu, mamă, de dificil, n-avem echipă. Din păcate, nu avem echipă, să trecem mai departe, dar vom încerca. Totuși, observăm o chestie, nu prea se disting acolo, băieți, culorile. Așa că noi rămânem în kitul nostru, dar pe îmbrăcăm în verde și gata, ce mai contează. Aveți rechituri, aveți de unde alege. Mare meci, Universitatea Craiova vs Celtic. Ștefan va arbitra această partidă pe Ion Oblemenco. Mare meci, mare. Haideți să jucăm, să facem o figură frumoasă. Îl vedem foarte frumos pe Atana Strică, care este urmărit de către Braga. Nu știu ce să zic. Nu e o echipă chiar atât de wow. Sperăm la ceva mai sus, dar haideți să ne axăm pe această partidă foarte, foarte importantă. Primul meci în care se pare că avem și o grafică mai frumoasă. Din păcate știm că dacă au ocazia unui șut, cel mai probabil se va duce direct. Gol, puțin faultat acolo, băieți. Asta vreau să văd. Noi batem loviturile libere, din păcate. Am fraierit pe băieți. Dacă ni se lăsa nouă mingea, dar nu s-a lăsat. Intrăm în momentul de față. Eram bine poziționat. Hai, direct o pasă bună. Îl vedem acolo pe Bărbuț. A rămas foarte în spate tușierul. Bărbuț acolo. Reușim o pasă foarte bună. Dar suntem cam, puțin cam faultați acolo. Nu vi se pare? Dar nu se acordă absolut nimic.
Se pare că un jucător de la aici la cartonaș galben, sper că de la intrarea pe care a avut-o, suntem liberi poziționați. Hai, căpățână, dacă reușește acolo, pasă bună! Nu ne-o dă nouă, ajunge cu Vamigea la noi, Atanas strică cu un gol! Un gol și cel mai important, unul din cele mai importante goluri, băieți, din până acum în această carieră. A mai marcat până acum, băieți, în Liga 1 din România. Dar de data aceasta reușim să marcăm în turul 3 spre calificare, băieți, spre calificarea în grupele Champions League, măcar să lăsăm echipa în Europa League. Ar fi genial pentru noi. Celtic vedem că joacă totuși foarte, foarte defensiv. Nu este prima oară că rămâne acolo. O intrare excelentă. Foarte bine îl blocăm. Se grăbește și poate o dăm mai rapid. Nici o șansă. De Celtic data aceasta foarte ofensivă. Echipa noastră de bine neapărat să blocheze. Un fault acolo. Avem portar de 60 ceva overe. Nu ne încălzește absolut deloc treaba asta. Bărbuț, întinde-am bază, du-te, bărbuț, acolo, du-te, bărbuț, cu viteza ta extraordinară, joacă-o în spate. O jucăm acolo, băieții noștri, tiki-taka, mai țineți puțin de minge. Atanas, încercăm să folosim măcar, hai, un penalti, măcar trecem, reușim. Ținem de timp, nu fentăm, pas acolo, întoarcere și direct în portar, din păcate. A profitat de ocazia noastră, nu i-a lăsat să aibă timp să scape pe contraatac. 1-0, băieți, la noi acasă. PSV-ul au și 1-0. Care era diferența? Ce este Craiova în momentul de față și ce este PSV-ul? Atanas strică, oare unde se va muta acest super atacant foarte, foarte talentat? Dacă nu-l vom numi noul Haaland degeaba, băieți. Gata, i-am găsit și mică poreclă. Haaland de România. Așa îl vom numi, să avem grijă. El e noul Balaci, bă, ci Haaland, ci la. Stăm să ne axăm, să mai vorbim. Așteptăm o pasă bună, dar încercăm să ajutăm acolo apărarea. Am coborât prea mult. Să nu luăm gol, băieți, în această partidă. Și ar fi perfect, perfect pentru noi. Blocăm acolo, încerca cumva lua la bărbuț, da. Să avem grijă. Hai, băieți, pasa 1 este, nu este pentru noi. O lăsăm din prima acolo, dacă căpățână nu se duce. Căpățână se cam învârte. Am vrut să intru puțin mai urât. Cel mai urmărit jucător de pe teren, fără doar și poate, Atanas, singurul marcator din această partidă. Celtic în momentul de față observ că își cam dorește să marcheze. Apărarea acolo foarte bine. Hai, acolo. Una din prima a la Zlatan, am încercat acolo să o lovesc. Din păcate, bărbuțul ne trimite pasa cum trebuie. Ajutăm apărarea că putem și bun, avem timp de relaxare. Se pare că domnul antrenor ne-a zis să jucăm diferit data aceasta. Vom juca cu doi atacanți. Vom schimba formația, băieți. Trebuie să jucăm un atacant mai pe partea dreaptă în momentul de față. E ok, haideți, băieți. Dacă ar fi fost formația asta și cu 5 apărători, aș fi fost cel mai fericit. Din partea mea să fie un 5-3-2. Încercăm acolo o lunecare, dar reușim, cred că doar un mic fault. Dar n-ar fi trebuit să fie foul la faza asta. Vine domnul antrenor la noi, antrenor, doamne, arbitru. Spune că nu ne dă absolut nimic. Eu am patinat cu foarte, foarte mult timp înainte. A, jucător invizibil, am înțeles. Vă place, nu? Tot înțeles? Și eu la fel. Îi mulțumesc lui Ovi pentru mesaj. Că nici nu se vede. Să stăm frumos. Nu cred că lovesc, băieți, în momentul de față. Sar. Bă, o tactică frumoasă a noului intrat. Dă-mi o nouă dacă tot își cerem. Dă-mi o nouă, bă, răm. Dă-o mai în față. Dă-o, nu mai pierde. Să mai ținem și noi puțin de timp. Să blocăm acolo. Hai, te jucăm mai sus de data. Aș uita că jucăm mai mult RS. Hai acolo, bă, dar o pasă nu puteți să dați, bă, echipă, bă. Hai, și momentul lor de contraatac, nu mai avem, nu mai am absolut deloc stamina. Am coborât foarte mult, bun, o pasă mai în față. O centrare pentru noi, excelent, ni s-a dat pasă, din păcate, Bayram ești în offside, dar în momentul de față te-o dau excelent, Bayram, cu
Bayram joc. Cu Bayram joc în echipă. Cum să o ratezi din poziția aceea, bă, băiatule? Bărbuțul a avut o pasă excelentă, excelentă a avut în momentul acela. Și într-un final reușim să câștigăm, băieți, turul cu 1-0. Mai urmează returul. Ne bucurăm că Celtic n-a reușit să ne marcheze gol la noi acasă. Bă, dar putea să fie un 2-0 cu lejeritate, bă, băiatule. Un 2-0 prea lejer. La fel vorbesc, nicio diferență între noi și PSV. Avem meci în momentul de față și cu Politehnica Iași. Eu sunt foarte, foarte obosit, nu mai am absolut deloc stamina. Prefer să vorbesc cu domnul antrenor și zic, băi, e Poli Iași, adică ar că trebui să fi fost legat două. Adică acolo hâți și să vedeți mai un Rapid, mai o altă Craiova, mai un Mioveni. Clar, nu va fi Iașu, pentru că e în realitate o retrogradată, v-ați prins de glumă. Din păcate nu mai primesc oferte, băieți, nu mai primesc oferte de transferuri. Am primit doar una. Poate nu regret că n-am acceptat-o. Urmează partida cu numărul 2. Da, vom juca așa pentru că suntem în deplasare. Noi în atac, Bayram, Mateiu, francezul cu căpățâne și cu bărbuți pe mijloc. Popescu, băieți, Popescu, de Popescu mi-este mie frică. Deci din toți jucătorii de Popescu mi-este mie frică. Ne luptăm și încercăm să facem o figură frumoasă, v-am zis. Nu neapărat să lăsăm echipa în Champions League, adică nu neapărat să batem și pe cei de la Celtic, în momentul de față să batem și pe următorii. Să ajungă măcar în Europa League, iar eu unul voi fi fericit. Vedem echipa noastră extraordinară. Haideți, băieți, a reușit să-i batem 1-0, poate reușim din nou. Bă, un gol să marcăm și este perfect. Celtic pare mult mai energică sau m-au obișnuit eu cu stilul ăla de joc în care jucătorii nu prea aveau stamină. A dat-o cumva acolo apărătorul de frică. Hai acolo, bun, avem balon. N-avem, n-a reușit să luăm din păcate. Oh, Celtic foarte ofensivă. Reușim o pasă mai în față. Ne sunasă nouă. Noi o dăm lui Bărbuț. Bărbuț joacă o calm. Din toate metodele în care Bărbuț ne putea lăsa nouă pasa, o preferat cea mai slabă metodă. Cea mai slabă metodă. În momentul de față suntem cea mai bun jucător la echipă și avem nevoie de cineva să ne ajute. Cineva care este cel puțin la nivelul nostru, o pasă, joacă în spate, foarte bine, e cea mai bună alegere. Bayram acolo, nu putem să-l lăsăm lui Bayram. Acum o pasăm mai în față, băi, dar am avut și noi jucătorul ăsta și el în offside. Haideți, băieți, o pasă mai în față, Atanas Tric, Atanas, o pasă excelentă, Bărbuț. Ai doi oameni cărora li poți pasa. Hai, o dăm mai departe și asistul, băieți, este foarte bine în momentul de față. În momentul de față mai trebuie să mai luăm doar 3 goluri. 3 goluri ca să mai fim eliminați, chestii care la bine, cum portat de 64, vere, avem șanse. Vlădoi acolo, gol important din pasa noastră, este foarte bine. Aoleo, am văzut acolo ceva, nu vine să cred. O posesie de doar 20%, băieți. Doar 20% posesie pentru noi și un singur șut dat în momentul de față. Pasă greșită, de teamă că nu doar la noi sunt probleme și la echipii mai mari, cum ar fi Celtic. Hai mă, da o pasă în o dată, o pasă, dă-o mă de frică, dă-o mă de frică, dă-o mă de frică, că își cer, își cer acolo și nu se întâmplă absolut nimic. Nu vine să cred, încerc. Mamă, ce bine o deposedat. Hai contraatacul nostru, șuprit. Hai că mare contraatac am mai avut. Dacă e 1-0 la fel ca în partea trecută, dacă nu greșesc, tot gol în prima repriză. Ajax cu Galatasaray, Genk cu Monaco, Salzburg cu Slavia Praga. Mari meciuri mari. Dar pe noi ne interesează să terminăm cu bine această partidă. În momentul de față avem șansa aproape categorică de a ajunge cel puțin în grupele Europa League. Foarte bine Atanas Tric cu sprintul lui, foarte bun Atanas Tric. Atanas sau pas acolo excelentă și fault, fault. Eu trebuie să bat penaltul, mă supăr. Atanas galben, era clar golul nostru, un fault corect, dar frustrant pentru noi. Corect în sensul de garantat era gol, dacă nu intra puțin mai decisiv. Bun, batem noi penaltul, băieți. Oh, avem și titlu, avem tot, avem și timele în momentul de față. Atanas. Atanas Tric pregătește execuția din penalturi, un gol. Vedem fanii lui Celtic care acolo du. Că am dat în vad, am mutat. Ratare, băieți.
Doamne, când am simțit că am mutat, că la jocul ăsta trebuie să dau așa, trebuie să mut, și mutam așa puțin și am dat puțin mai tare. Ratare, bă, m-am emoționat, ratare din penalti. Atanas, trimite acolo una lui Bayram, Bayram, fuge, Bayram. Ne ține acolo cumva, centrează și marchează, luăm assist. N-am marcat niciun gol. Am avut o ocazie în care puteam marca un gol, băieți. Dar asta este, în carieră mai dai gol, alteori mai ratezi și se faci dublă în asistor măcar. Hai, o pasă direct tare. Ne grăbim să dăm una lui Bayram. Bayram bagă sprintul la blană. Bayram, bă, dar ne urmărește perfect acolo apărătorul Celtic. Nu m-a lăsat puțin să mă demarc, din păcate, iese și bărbuț, ce rău. Uite, suntem liber, dăm aproape cu capul, aproape, mai trebuie doar să dăm și reușeam. Spații libere, nu trebuia să dai cu fake shot, bă, băiatul, nu dacă o... Cât a spațiu și omul meu bagă fake shot. O ieșit Vlădoiu, a intrat Paul Pap, putea ci, în cimeș mai joacă și Paul. Hai, mă, dă-o din prima, mă, băiatule, mă, că dacă o dădeai din prima era perfect. Reușeam cel mai probabil un hat-trick în asisturi. Hai, încă una, bărbuț, dă-ne o nouă. Dar preluarea mai slăbuță. Din partea mea să mai marchezi momentul din față și 3 goluri. Nu de alta, dar le trebuie 4 ca să califice. Hai, mă, dă-o mai în față, bun. Ba, eram acolo, nu ne grăbim. Putem da golul și dacă... Pasele se duc și în spate. Acolo jucătorul cu numărul 2, nu știu care este. Sigur era unul dintre apărători, nu știu dacă era Paul Pap, dar foarte prost a jucat. Nu că prost, foarte prost. Și într-o final, băieți, hai că am lălăit-o destul. 2-0 în retur, 1-0 în tur. Noi trecem mai departe și ajungem în play-off-ul Champions League. Pe când Celtic se pare că ajunge în play-off, dar în cel de Europa League. PSV-ul oare putem vedea? PSV-ul nu putem vedea ce a făcut PSV-ul, dar putem vedea cu cine am picat mai departe, cu Dinamo Zagreb. Perfect, un nou Dinamo. 3 mesaje în momentul de față. Haideți să le și citim, să fim și atenți. S-au resetat partidele. N-a putut să vină și un mesaj așa mai drăguț în care să zic că, bă, știi, avem o ofertă de transferuri pentru tine. Trebuie acolo să vină direct așa, 2-1, am înțeles. Hai băieți cu ofertă, vă rog, veniți cu ofertă. Nu vor, băieți, să vină cu ofertă. Deci lăsăm asta pe episodul următor. La momentul actual avem 4 apariții cu 2 goluri și cu 2 asisturi. Suntem titular incontestabil. Nu știu dacă echipa noastră a mai făcut vreo adiție. Ar fi cam trebuit să mai cumpere pe cineva. Păi băi, sper că v-a plăcut foarte mult acest episod și sper că vă plac episoadele din această carieră. Sperăm ca în episodul următor să vedem ce vă face cu Dinamo Zagreb. Am adus-o pe Craiova până în Europa League. Eu cred că este de ajuns. Am așteptat Craiova în momentul actual să ajungă foarte sus. E momentul, băieți, de un transfer. Și sperăm că acel transfer măreț să vină în episodul următor. Nu uitați să susțineți acest episod cu un like și neapărat să apăsați pe butonul de subscribe cu clopoțelul activat ca să primiți notificare în fiecare zi când voi posta clipurile mele cu FIFA. Băi, băieți, numele meu este Diez, vă urez la toți să aveți o zi extraordinară. Vă salut!